Buona sera a tutti! E ciao! Bam, bam, bam! Eu vivo! Eu vivo! Ei, înălțimea ta! De unde acel Rottweiler? Parcă n-am mai văzut! Scutură-te, Ina! Cum se scutură parc? Hai! Aolea, ce micuță e! Și domnilor! Iubire! În seara aceasta veți asista la un magic show, Dog School, Câinele Școlar și Ina. Este Ina. Și Ina? Ina, Ina, Ina e numele, da? Ina! Ina, am mai fost după Ina. Numele lui Ina. După numele lui Ina, că am filmat un videoclip cu ea atunci. A, și a plăcut la cățaia Ina, hat. Hai de mine. Iubita! Da. Ține-mă. Așa. Ca să ne încălzim un pic și să o încălzești și pe aia că până acum a fost sculată de la ora 6 dimineața. Ia uite-mă cum stăm. Atențiune mare. Ina, cât e ceasul? Tare! Ești nebun? Du-te, suntem în luni! 6! Se apropie! Se apropie! Se apropie! Are laringită? Atențiune, masă frumoasă! Trebuie să o îndrăgim un pic! Fumează! Să-și revină! Gata! Acum ai dat cu super putere! Dar ce-i dați acolo, domnule, de vorbește? Eu am crezut că e de difumat, la oameni, dacă a scos pachetul ăla, nu știam că-s bobițe. Câinii nu fumează, mă. Asta, păi, dar Ina, Ina nu știi ce-i cu Ina. Atențiune, masă frumoasă, și acum am cea mai mare surpriză, la melodia hit, doamna Delia, pentru dumneavoastră. Yeah! Am fost prinț, am fost rege, acum sunt șerif. Ina, atenție, mamă, cum dau să zic asta, mă? Lo, 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 li, lo, lo, la. Hai de capă! Ce frumos dansează, Ina! Lo, lo, lo! Irina! Lo, lo, li! Așa dansează copiii! Vă pupă, Coco și Ina! Da! Și acum să trecem la treabă! Am vrut să... Încălzești, am înțeles! Bravo, bravo, tati! Vă completați foarte bine! Să începem cu școala! Îmi pare rău că n-am asistent, altă dată aveam! Ina, citește! Bravo! Deci, 3! 6! Hai, mamă! Hai, Amy! Hai, mamă! Bravo! Lo, lo, lo! Ia, câte vezi? Bravo! Pum, pum, pum! Ia! Stop! Citește! No! A dat 12! Te-am prins! A dat cât a dat? A dat? Ai numărat? A? Am numărat. E un truc acolo. E un truc, îl oprește el de fiecare dată, normal. Exact unde el trebuie. El latră și când își mută privirea, când îl oprește. Înțeleg, foarte, foarte inteligent. Mă, tu ce ai? I don't know, you foarte inteligent. Tu te de aici. Acum trecem la engleză, că română știm bine de tot. Ia, ia, citește engleză. Băieții mei, atențiune, Ina, citește. Excelent! Doi! Du-te, bă! Hai, lasă-o, bă! Singurul câine școlar din lume. Câinele școlar. Băi, că Yorkshire sunt prostuți. Să știi că ei. Da. Adevărat. Adică bișonul e... Dar ce are bișon? Am avut bișon. Bișonul sunt... e smart. Ce ai? Și bișonul e... Și despre bișon se crede de prost. Nu prea e considerat smart. Da, asta zic, da, este. Havanezul? E și deștept, nici nu-l lasă pot. Mai tragem una, băieții mei, să luăm păsărite. Ina, citește! Excelent! Mă duc și-mi bat câine acasă. Atențiune! Le-am trăit toți. Eu am fost gelos, că eu am 3 câini și nu-s așa de... Ce câine ai? Chihuahua lup. Chihuahua lup? Da. Cred că e ceva L-am rău. Cumpărat de... E ceva pe... rău, îți dai seama. L-am cumpărat e de pe... combinație între chihuahua și lup? Da, mă, da. Și trăiește săracul câine? Doamne, cum chihuahua lup? Am dat 800 de lei, crezând că e chihuahua, dar e ceva mai mare și am crezut că e chihuahua lupă. Așa am crezut. E cocitură, mă, între chihuahua și lupă. Bă, la norocul tău! Un lup n-ai fost în stare să-ți iei. Ți-ai luat chihuahua. I mean, then look at this then. I can't imagine a more beautiful thing. Mergem mai departe, cu un număr mai mare. Ca să vedem că este adevărat totul. Ce atențiune, Ina! Cum am încurcat. No! Nouă, bravo! Da? Bă, le latră pe toate! Da, frate! Latră corect! E tinerul școlar! Eu în clasa 4-a nu știam așa. Să lați, să lați, să lați. Nici Bordea nu poate să facă treaba asta dacă i-a rotat aia. Ce anume? Că e greu, asta zic, e că e o performanță. E foarte greu, da. E interesată bine, șef, ascultați ce vă spun eu. Da, da, șef. Așa.
Când am vorbit în română, mai avem în italiană și după aia trecem la puțină matematică. Oh my god. Topina, fii atent aici la tata. Vorbește. 5. 5. 5. Cinci, dragii mei. Bă, s-o oprește, mă, când face numărul, s-o oprește, mă. Mă, știe să numere. Citește. 4. 3. Alo. A respirat greșit. L-a bâlbâit. Pe 4 l-a bâlbâit. Ina, citește. Ia s-a încurcat. Confundă 9 cu 10, indiferent de limbă. Dar te-ai văzut câte nuanțe a avut lătratul ei? Câinele își lua și avânt, făcea wow, wow. Nu știam ce să numără, adică când expiră sau când respiră sau când expiră. Așa, dă. Și acum dăm niște radicale. Nu. Dar înainte de radicale, ai calendar, știi, mamă? Aplauze! Vorbești tare, tare, tare te vreau. Ina, anul câte luni are? 12! Și și-a bătut joc de martie, e, luna mea. E ia fii atent, luna câte săptămâni are? Vă mulțumim, vă mulțumim. Bravo. Ina, președinte. Așa, tati. Și acum, săptămâna câte zile are? 7, dragii mei. Bă, să oprește, bă, că... Bă, câinele știe tot. Bă, știe, bă, cățelul, bă. E și el om, ia. Atențiune cu radicale, acum, tati. Deci păi nu știu eu. Zile cu radicale. Păi alea nu știu eu cu radical. Ia, fii atent. Radical. 4, 5. Bravo. No, încă o dată. Dar, domnule, că moare, radical din 25. Da, e tati, pe nou, radical, tati. Da. Nu, eu nu știu aritmetică. Geometrie. Bravo. 2, 8, 2. S-a făcut. Mai prost ca un câine. Acolo m-am simțit umilit. Mi-am dat seama că matematica mea a rămas în spate și am avut numai 5,25, 5,35. Păi, da, am intrat la liceu, de-abia am ieșit din liceu. Deci am avut și notă la matematică. Mamă, să mor Arhimede dacă nu. Dar așa să dau unul mai mare, mamă, că... Atențiune mare, radical! O fi 9... 6, 7, 8, 9, fratică! Da, și având... Poți să ții un cățel de ăsta când ai examen, de exemplu, să-ți latre din buzunar, să-ți latre răspunsul? Și dacă chiar n-ai bani și nu-ți permiți, ți-ai jumate. De când te atacă hoțul, ți-ai mai mulți de așa și arunci în el? Da, crezi că Ina ghicește viitorul? Ia întreabă câte like-uri o să ia. Dă-mi și răspunsul ăsta. Ina, câți membri sunt în jurul? 34. Era La una-i de damă. S-a necat. La 3 băieți și o fată, adică. Da, no, da, bravo. Irina! Câți băieți? Ina, câți băieți? E? Bă! Și câte fete? Cum, mă? Telepatie, domnule. Are telecomandă de aia cu fire. Da. Băi, e un câine, e ceva. Incredibil. Dar de ce o mângâiați? E nervoasă? Nu, tată, să obișnuim cu atmosfera asta, cu luminile, cu găinile. Speriată. Ina latră odată dacă ești răpită. Așa, și ultima variantă? Ce mai e? Avem. Care tata, o fracție. Domnilor și doamnelor, Ina știe cuvântul câte litere are. Ina, câte litere avem? 6. Păi ai un pic acolo. Nu, 6. Să număr și eu. Îmi pare rău dacă nu ești atent, domnul Chelu. Mergi pe încredere. Tu mereu cam nu ești atent. Mergi pe încredere. E bine, nu mai ești atent. Domnul meu, de data asta suntem prieteni. Am înțeles. Pentru Chelu, atențiune pentru Chelu. Cine joacă perinița? Hai, cine joacă perinița? Hop, șasea. Hai, na. Că ne filmează, mamă, încă o dată. Cine joacă perinița? Alo. Gata! Vă mulțumim! Hai să fim prieteni! Hai să fim prieteni! Da! Măi, Neachel! Mai omorâ Neachelul! Vreau să văd un câine care dansează perinița pentru Chelul. Yorkshire. Nu, Cane Corso. Eu aș sugera un Saint Bernard. Nu dau tot, dar am învățat un pic de franceză, elvețian, un Saint Bernard. Nu înțeleg câinele ăsta mic. Cine-s
știi câine, mă, să te uiți la el, să... Latră, să muște, să... Trebuie să te bazezi pe el, exact. La, să să poți să faci aport, să poți să, să te trag un pic așa când îl scoți, că simți că trăiești. Să fie câine, mă, să-l poți să-l iei în brațe, să-ți... Mă, știu, bă-ți, mă, mă, nu, nu. Pe ce linge asta? Un câine te linge pe față, ca în filme. Joacă în videoclipuri, a jucat cu Ina, n-ați auzit? A ce rol joacă? Nici Ina. De glastră. Ei, acum, serios, nu și-a permis un câine întreg. La câți bani are? Dărțați-mă. Bă, da, pe mine nu m-a chemat nimeni la niciun videoclip niciodată. Pe tine, ba da. Dar vreau să apărăm și în videoclipurile altora. Să facem un videoclip împreună, vorbesc serios. Uite, vii? Ai bani? Am. Da. Ieftin. Haideți să nu ne abatem de la emisiune. Da. Ce votăm?